Transformări radicale fără nicio intervenție chirurgicală? Se poate, dacă intri în proiectul Un nou început cu Unica, doar sub îndrumarea celor mai buni specialiști în frumusețe. Prezentăm cea de-a doua concurentă din acest sezon, Un nou început cu Unica. Juriul i-a acordat o șansă la schimbare Nadejdei Fotescu, ofițer de presă a societății Apă Canal Chișinău, care se pregătește de nuntă și vrea să arate spectaculos în rochia de mireasă. E grav, în octombrie o să mă mărit. Aha, ca să nu teatru. Și acesta a fost un impuls, pentru că orice mireasă îți dorești să fie cea mai frumoasă. De ce mireasă îți trezesc așa de târziu? Colegii de pe burtă o complexează cel mai mult. Recunoaște că până acum făcea o mulțime de greșeli alimentare. Acum, după ce am început să merg la sală și să respect și mi s-a impus, practic, un regim alimentar, am înțeles că, de fapt, eu mănânc mult. Abia acum realizez că, de fapt, făceam abuz de multe chestii. Mănânc cu pâine, nu mâncam corect, pentru că dacă era vorba de paste, era cu carne, ceea ce este strict interzis, pentru că nu este o digestie corectă. Și, respectiv, toate acestea adunate la un loc au dus la ceea ce au dus. Visează la o rochie de mireasă mulată pe corp și la o siluetă de model pentru ziua cea mare. O rochie mulată. Și vreau o rochie liberă, care să fie de aici, care să-mi permită să dansez și să mă simt liber, să nu stau complexată cu undeva se vede ceva, undeva este un colăcel, undeva e altceva. Pentru că asta undeva te blochează. Încă nu știe exact de ce schimbări ar avea nevoie, de aceea se lasă total pe mâna specialiștilor. Prietenele acesteia însă n-au venit în ajutor. Salut, dragă! Nu ne-am văzut de mult! Te-am invitat aici pentru că am o surpriză pentru tine. Pentru mine surpriză? Da, am o... să împărtăși ceva minunat din viața mea. Hai, spune. Yes. M-am înscris într-un proiect, Un nou început cu Unica. Vreau să știi și tu, poate te stimulează și pe tine și ulterior beneficiezi și tu de acest proiect. Eu și am auzit de proiectul acesta, mie îmi place foarte mult, face din toate domnișoarele minuni, așa că dă-i bătaie, ți-o spun așa direct. Pentru că ai un eveniment foarte important în viața ta și merită să dai toate kilogramele în plus jos. Cred că cel puțin 6 kilograme trebuie să le dea jos. Mă imaginez mai suplă, evident, cu câteva kilograme. Nu știu cât și-a propus să slăbească, cât ar trebui să slăbească, dar oricum, mai suplă. Îmi pare mie așa că ar necesita o mică schimbare. Să zicem, dacă ar avea un beton, mi s-ar părea mult mai chic. Am observat că are tenul puțin problematic și cred că a doua, după kilogramele în plus, ar fi tenul, îngrijirea tenului. Și ar trebui să mai schimbe câte ceva din garderobă. Cred că ar trebui să mai aibă și rochii un pic mai lungi și niște fustițe mai lungi. Ar fi binevenit să și pui un ruj, să se da cu fard. Trebuie să arate frumos la nunta ei. Cu un blond așa mai închis, iar sta bine, imaginez eu. Acum să trecem la acțiune. Primul pas, antrenamentul la Unica Sport. Nadejda are de dat jos minimum 6 kg. Bun venit la Un nou început. Mersi, bine am venit. Hai, Nadejda, să vedem kilogramele. Vedem cu ce începem, te urci. Începem frumos. Frumos. Avem multe lucruri. Foarte mult. Îți place cifra? Nu. Hai să o micșurăm. Ai talia 80 până la 60. Ajungem la ideal? Ajungem. 108 fesele. 62. Astăzi vom lucra primul antren pentru cu accent pe abdomen, talie. La sfârșit vom fortifica mușchii spatelui. Regimul alimentar este clar că îl vom schimba, da? Vom face un regim alimentar strict după care tu vei mânca. Acesta pe viitor aș vrea să fie modul tău
de a te alimenta și de a te mișca. Aș vrea să modelăm porțiunile abdominale la tine, brațele mai avem de lucrate, că porțiunile astea, să facem masaj. Cu antrenamente și cu alimentație corectă, așa vom obține rezultate și avem să fie o mereasă ideală. Mersi. O silietă frumoasă. Mersi. Bine, Nadeja. Da. În teorie sună bine, să vedem însă cum va aplica în practică cele spuse de instructoare. Îi urăm mult succes! Medicul cosmetolog Ecaterina Lica îi va rezolva problemele estetice ale tenului. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Nadejda. Caterina, îmi pare bine. Am ajuns la adresa indicată la cosmetolog? Da, corect. Pentru mine e o premieră că prima dată la cosmetolog și mi-e interesant și mie ce să-mi spuneți. Ai o piele combinată. Zona unde centrală e mai grasă și zona pe obraj, părțile laterale sunt mai uscate. Plus la aceasta, ai predispoziția la pigmentație, sunt fete pigmentate unele. Și plus la aceasta este și o cuperoză ușoară, dispoziția la înroșață pielii. Din cauza aceasta sunt recomandate proceduri ușoare, fără traumatizarea pielii, ca să nu agravăm cuperoză. Și proceduri care o să micșorează secreția sebumului în zonele centrale și se hidratează pielea în zonele laterale pe obraj. Astăzi o să efectuăm o procedură hidratare cu acid hialuronic. Acum este vara și foarte bine de făcut procedură anume hidratante. Și o să folosim aparat cu microtonifierea pielii. O să simțiți așa o pișcătură ușoare și o să prin aparat o să introducem acid hialuronic în piele. Este ca o mezoterapie neinjectabilă. Cu un efect bun, dar fără traumatizare și fără iritare. Fără creare dependenței. Fără creare dependenței, normal. Și acum aplic crem mască cu vitamina C, cu efect de înălbire și întărire pereților vaselor sanguine pentru a trata cuperoza. Cu acid hialuronic noi am hidratat pielea și acum o înălbim. Și acum aplic cremă cu factor de protecție solară, care are și fond de ten. Parcă am întinerit, nu știu cum. Totul are un început. Iată acum a fost un început pentru mine și sper că să vin mai des, să vin de atâtea ori cât voi avea posibilitate. Mai ales că după 25 de ani, fiecare fată trebuie deja să se îngrijească, să aibă grijă zi de zi de tenul feței, pentru că frumusețea trebuie menținută. Dumnezeu ne-o dă, dar noi trebuie să o menținem. Dantura are nevoie de câteva intervenții pentru un zâmbet de mireasă. Să vedem ce părere are medicul stomatolog. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la George Dental Studio. Merci. Cum vă numiți? Nadejda. Gheorghe. Vă-ți loc. Merci. Așa, observăm niște plombi vechi, cam nu prea estetici, procese carioase. Deci trebuie tratat dinții frontali. Și e mai important. Da, fața omului. Pe parcursul examinării cavității bucale s-au depistat leziuni țesuturilor dure în cesivelul central. Această zonă este centrul estetic al omului, deoarece comunicând cu oamenii, noi involuntar ne axăm în regiunea aceasta, în regiunea liniei mediane. S-au înlăturat cariile, s-au restaurat dinții și acum urmează o curățire profesională.
vede pe față, este clar, am un zâmbet frumos. Ceea ce m-a deranjat cel mai mult acum s-a exclus, am 4 dinți frontali frumoși, albi, totul este perfect, voi avea un zâmbet de mireasă foarte frumoasă și nu degeaba se zice zâmbește, lumea te iubește, acum eu voi zâmbi cu încredere pentru că rezultatul este așa cum am gândit eu, chiar poate mai mult decât m-am așteptat. În doar 2 săptămâni poți vedea transformarea totală a nădejdei. Va încerca postura de mireasă pentru o zi, doar aici, pe unica.md. Țăsuturile deteriorate. Nu prea atrag atenția la ce fel de cremă folosesc. Uh-huh. Eu am cremă de zi de zi, dar... Ce fel de cremă? Nu aveți o idee, da? Tomator mușchi, da? Da, da. Mergem, da? Da. Kilogramele în plus, jos cu jos, ele. Jos, ardem caloriile. Eu sunt obosită, măi. Așa? Coș de gunoi, da. Ce? Nu-i comod? Mhm. Așa? Eu aleg așa, așa. Așa? Aleg așa. Și ți-e fric tare? Așa aleg. O cafea? După. Un cânicioc? Mhm. Uh-huh.